Bene! Bun de announcer. Așa melodie, da. Dar și eu sunt bun de 100%. Announcer, da. Mă gândesc să iau un alt scaun și să, prea... să am o telecomandă aici așa pitită, știi, și cum e, și pași, să apăsi, știi, să te întind așa. Știi? Și am văzut că unele scaune, nu altceva, da, fac și masaj. Da, deci, doamnelor și domnilor, Benny este în momentul de față sportivul din această disciplină, probabil, probabil, sigur, dacă stau bine și mă gândesc. Alții deja au pus mânușile în cui, dacă se zice mânușii la voi, și s-au apucat de alte meserii, de televiziune, de politică, de sală, de antrenorat, de, și așa mai departe. Benny este în plin avânt, nu? Da, putem să spunem așa. Suntem... Dar poți să zic Miron? Da. Eu sunt învățat. E, cine îți spune Miron? Bunica mea îmi spunea. Nu mai am murit săraca. Dumnezeu să odihnesc. Și de unde? Miron cine a zis? Miron... Să-l cheme și Miron. Miron a fost străbunicul meu. Tatăl... Bunicii. Tatăl bunicii. Și mama mea l-a iubit foarte tare. Și atunci când a murit el și m-am născut eu, alegeau nume. Tata a vrut Beni, Benjamin, nu știa de cum le am un nume african. Și mama a zis, hai să spunem și Miron, să aibă și un nume românesc. Și îți mai spune cineva? Mama sau nu sora? Nu mai spune nimeni. Nimeni? Nu. Miron. Mama când face mișto de mine, zice Mirone, ca în Ardeal, așa, ca la... No, Mirone. No, Mirone, no, Mirone. Ce-ai făcut? Ardeal, deci este născut la Cluj, în Miron, și copilăria, apropo de bunici, și-a petrecut-o la Aiud. La Aiud, da. Nu e foarte departe. Deci, practic, cine era din Aiud? Bunica era din Aiud. Mama mea copilășia în Aiud. S-au cunoscut la facultate la Cluj, în Apuca, cu tatăl meu. El făcea facultate acolo. A făcut politehnica la Cluj și în urma... Facultății? Facultății. La, la, cum se cheamă, la lucrări practice. Da. Dar mama ce făcea în perioada aia? Era și ea la facultate. A, da? Dar nu știu ce a făcut. Un copil. Un copil. Doi. Și sora ta este tot cu... Sora mea e tot cu tatăl, dar ea e născută în Nigeria, ulterior. A, da? Ei, după... Deci mama ta a fost doi și în Nigeria cu... Da, am locuit și eu în Nigeria, ea s-a născut acolo, sora mea. După vreo 2 ani, cred că 2 ani aveam, dacă țin bine minte, poveștile părinților, au hotărât să se mute în Nigeria și am locuit până la 7 ani. Am întors după 90. Înspre ocean? Sau mai în... Nu, în Nigeria, în Lagos, chiar în Golf, ah, okay, în capitală, acolo. Da? Și, și după aceea ai mai fost? Eu n-am mai fost niciodată. Chiar vorbeam acum zile trecute cu tatăl meu și... Tatăl tău acum unde trăiește? În Nigeria. În Nigeria. În Nigeria. O să vină, el e recăsătorit în Irlanda și acum de Crăciun o să vină încoace și sper să ne vedem. Deci, de frate, deci Cluj, Aiud, Nigeria... Irlanda... Adică cum s-a căsătorit în Irlanda, dar trăiește în Nigeria? S-a recăsătorit în Nigeria, a? Dar soția lui a hotărât să se mute în Nigeria sau face studii, ceva n-am înțeles, nu știu nicio. A lui îi plac studentele sau? Și mama unde trăiește acum? Mama e în Germania. E și iară căsătorită. Adică e o combinație de asta. O combinație întreagă. Și sora ta? Sora mea e la București. Ah, da, în sfârșit, sora mea. Avem și noi. Cum o cheamă? Patricia. Patricia. Te salutăm, drag. Câți ani are acum Patricia? 33. Și e solo sau
Mă, din păcate, da. Adică sper să... Eu tot aștept să-mi aducă și el pe cineva ca să zică, măi, băi, ăsta e viitorul în sos, dar se pare dar că... Dar tu? Eu sunt căsătorit, am și un copil, sunt la casa mea. Unde ești căsătorit? În Germania, în Irlanda, în Nigeria? În București. În București? În București. Și când lipsești de acasă, copilul cât are acum? 6 ani. Deci nu poți să-l iei după tine. Dar nu prea pot. Cred că în prima fază am reușit, pentru că nu avea niciun program, nu era găduință, nu era nimic, că băgam un sac și luam cu noi. Făceam cantonamente mereu în Olanda, unde eram plecat și stăteam o lună, o lună jumătate, reușeam să-l luăm cu noi. Acum a început și el grădinița, școala cu e clasa 0 și evident are programul lui, nu mai poate să lipsească și nu mai poate să vină. Și cum l-ai botezat? Adam, Patrick Adam. Patrick Adam Adegbui. Adeleie Adegbui. Adeleie, adică în tradiția Yoruba, din Nigeria, de unde e tatăl meu, tradiția spune că tatăl întotdeauna alege și el un nume pentru... Alege și tatăl un nume, restul cine? Femeile din neam sau cine? Nu, părinții. Părinții. Părinții și bunicul, de fapt. Bunicul e șeful. Da, el e șeful, el e șeful mare, să zic așa. Alege și el un nume. Și după ce s-a născut Patrick, mi-a zis că ar dori să-l cheme și Adeleie. Care înseamnă are o semnificație, ceva? Dar eu nu mai știu. Eu știu că adecunle la mine înseamnă coroana regală, ceva de genul. Uh-huh. O chestie din asta. Adelei? Adeleie. 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 O însemna ceva, un prinț, o coroană de foc. Ceva bine. Cel care supune crocodilii sau eu știu ce. Foarte tare. Nigeria este o țară foarte... Foarte bogată. Bogată și foarte frumoasă și spre surprinderea mea sunt foarte mulți europeni așezați acum acolo. M-am întâlnit cu câțiva zonă de stat. Sunt Nigeria, niște o româncă văritată cu un italian. Și eu, care n-am fost la școală, nu știam care e ieșire la apă, la ocean. Da, da. Dar ci că are o plajă foarte frumoasă în Nigeria, nu? Asta îmi spune și tatăl meu. Asta. Eu nu mai țin minte că eram prea mic, evident. Nu prea... Dar tu, adică cum, ai fost și mic? Da. La naștere cât ai avut? Nu mai. Ei am fost normal. Pe la 3 am stricat, am început să crezi că... Păi așa se zicea atunci, am zis, pentru micuțul Miron, știi, toți copiii sunt cântăriți pe un cântar de ăsta mic de maternitate, și că la, pe tine te-a dus în piață, știi, la... Unde se cântăresc legumele și fructele. Ca să fac o paralelă și o glumă, am avut o perioadă când, înainte să încep sport de performanță, cred că am avut undeva la 140 de kilograme, și nu găseam cântar. Și eram odată în oraș cu niște prieteni și tot mă întrebau, băi, câte kilograme? Zic, bă, nu mai știu, nu știu. Și aveam un prieten care avea o butărie și cum am reușit noi să vedem câte kilograme are Beni? Cântarul de făină. Am la butărie pe cântarul de făină. Dar erai mâncăcios sau de ce? Da, sunt gurmand. Făinoase, paste, dulciuri? De toate. Cartofi, mâncare. Cartofi, făinoase, sarmale. Mămăligă și așa mai departe. Păi, tu te-ai apucat destul de târziu, pe la vreo 25 de ani. Foarte târziu. Atunci când te-ai apucat, te-ai hotărât să și faci, să schimbi total sistemul de viață, de alimentație și așa, sau mai înainte de 25 de ani? Nu, atunci. Când m-am mutat la București pentru prima dată și am hotărât să dau o șansă sportului pentru că îmi plăcea foarte tare, cred că în primul an... Am început să devin foarte serios, am vorbit cu un nutriționist, cu Cristi Mărgărit, lucrez cu el de atunci, de vreo 9 ani de zile. Aha. Așa, și mi-am dat seama că atunci când îți dorești să fii ceva foarte tare și nemai făcând asta, trebuie să faci totul ca la carte. Nutriție, antrenament, adică nu am avut timp de pe el. Dar de unde ți-a venit chestia asta? Dacă tot ai zis că îți plăcea să mănânci brutal, deși te-ai făcut brutal, sau de unde ți-a venit asta? Sincer, din întâmplare. Mereu mi-a plăcut sportul de contact. Când eram mic, mama mea m-a dat la karate și am făcut vreo 3 ani de zile de karate în Aiud și am rămas așa cu o afinitate către sportul de contact. Ulterior am făcut puțin box, dar nimic profesionist, nimic serios. Și un antrenor, un băiat de la Cluj-Napoca, am avut o dată în sală, făceam sport de 2 ori pe săptămână cu prietenii. M-a văzut la antrenament și mi-a zis... Chestia asta de karate sau ce? Nu, m-a văzut în sala de box. Făceam... Box întâi. Făceam, da. Doar cu brațele, da? Da.
Și mi-a zis, bă, ești foarte talentat, e păcat să nu încerci. Cunoștea el pe Eduard Irimia atunci. Și mi-a zis, știi că Eduard Irimia organizează niște tryout-uri. Mă rog, nu toată lumea știe astăzi, dar e cel care a adus... A adus fenomenul ăsta în România, exact. Da, luptele astea în ring, K1 și nu știu ce. Și zicea că se face niște turnee de căutare a greilor și așa mai departe. Și îmi zicea, băi, ești foarte talentat, ar fi păcat să nu încerci. Și mi-a trezit mie așa o... Care a fost primul tău meci? Vasile Pupovici, un băiat de vreo 2,20 m. Ai luat-o sau ai dat? Am pierdut, din păcate. De fapt, m-am accidentat. Aveam o varice și am dat varice? Un low kick. Da. Și am dat un low kick cumva în genunchi. Am făcut o hemoragie internă, s-a spart un vas de sânge, am abandonat după de la aventurile. Da. Tinereții, ca să zic așa. Mai eu nu știu, cred că e genetic, cred că varicele pare că sunt ceva, dar acum mai ai probleme? Nu. Vasile Popoviciu, deci a fost prima înfrângere. Totul a început prost cu o înfrângere, de fapt. Mi-aduc aminte de tine la început. Erai, mă zic, uite un băiat cu... Că mă uitam la aceste competiții și zic, nu vedeam crâncen, adică pare că ești... Moleu, așa, da, plăpân, da, nu? Da, adică nu... Zic ardenii, mole, așa, mole. Mole, adică i-ai văzut pe aia. Adică știi de cine mi-aduce aminte? De Peter Ertz, așa, da. Care intra mai ales spre retragere, avea o relaxare, așa, și când lua câte 7 picioare în cap de la Bonieschi sau de la nu știu cine, de la Semichilz, mi se pare că trebuia oprit. Alte, da. Da, nu mi s-a părut nicio... Ăla mi s-a părut... Doar datorită faptului că ai o anumită statură, dar nu mi s-a părut o tehnică sau o ceva. Mighty Mo mi-a plăcut. A fost o generație super tare. Mi-a plăcut Saki Turcu. Da. Bonieschi mi s-a părut... E impecabil. M-am întâlnit acum o lună cu el. Super ținută, elegant. Da. Și ceva de ani ca la 25. Pândea lovitura de genunchi din aer, așa, sărea din pac și ăla era lovitura lui. Ori te punea jos, ori cu tăi. Foarte elegant, foarte bine făcut. Restul s-a mișit, s-am spus, nu mi-a plăcut pentru că nu era prea corect, așa, nu, să dai două capete. Toți oameni normali și el era altceva. Da, și Verhoeven mi s-a părut interesant. Badr Hari mi-a plăcut până când și-a arătat fața aia. Da. A tăvărât pe ăla, căzut la podea, adică e un tip mult prea rudimentar ca gândire, mi s-a părut, știi? Asta și la pușcărie, mi se pare. Da, eu cred că, bine, nu știu exact, dar întotdeauna am bunic a făcut chestiile astea de show, așa oarecum. Da? Nu știu, dar... Evident. Altfel, la vedeai o determinare în ring, adică părea la Badr Hari că nu contează dacă iese pe targă sau... Păi cam așa a fost, nu totul de... Ori eu, ori tu. Ori eu, ori tu. La tine, știi, zici, adică, bă, băieți, ok. Ce știi, că se deschide pe aici bufetul sau ce face? Chiar începem la... Nu erai, nu știu, la primul pumn în cap sau picior, te ia adrenalina? Sau... Da, te ia adrenalina, evident, dinainte să intri în ring, după ce încasezi prima lovitură de picior, pumn, te încarci de adrenalină și te focusezi. De aia își trag unii în cap. Schimbi un pic mindset-ul. Zici, băi, aici nu e glumă. Nu e glumă, nu? Nu e de mâncat. De aia înainte, pe coridor, așa când te duci spre ring, i-am văzut pe mulți că își trag unii în cap. Sunt mulți antrenori care dau palme sportivilor, trezește, hai, un pic de nerv. Ceea ce, într-adevăr, recunosc. Mi-o zice și soția mea acasă. Mai nervos un pic, că ești prea mare. Deci, ești prea mare. Soția ta ți-a zis să vii mai nervos? A zis soția. Și al tău, antrenor, cine e antrenorul tău acum? Un olandez, Denis Crowell, și am lucrat, colaborat și cu un băiat de la Sibiu, un român. Și el ce zice? Sarmale, varza la Cluj. 50 de chiftele. Veni, uită-te la mine, veni. Ai avut și de-astea cu ochii închiși, cu Arcade? Am avut noroc. Sau le zici, bă, nu dați la față. Nu, am avut noroc să nu,
fenomen accidentări grave. Cred că am avut o mică tăietură, dar nu s-a văzut. Nasul nu e rupt. Nu e crăpat, nu e da, rupt. Da, buzele nu, dinți sunt perfect. Alea mi se par foarte urâtă când se crapă pleoapa aia, știi? Da, am avut noroc să nu am nicio accidentare gravă. Am avut, într-adevăr, o ruptură de ligament, dar în antrenamentul la sală, în antrenamentul la meci, menisc și altele. Plețifon ăsta, sau cum îl cheamă? Plaițen ăsta. Plaițen ăsta... Ce s-a întâmplat? mi-aduce aminte de un alt coleg, Moroșan. Da, da. Deci Moroșanu a avut o chestie, deci aia nici Charlie Chaplin nu putea să o imagineze. A intrat într-o dată, s-a uitat cum se duce el așa, da. Se uita în nasul ăla, cum se înfige el frunte în frunte așa. A zis arbitru, nu cu aia, nu cu aia, box. Și-a luat una, a căzut pe jos, a fost numărat, meciul s-a terminat și el s-a ridicat și a zis, să mă rămân, când începe meciul? Deci unde? S-a terminat, Cătăline, s-a terminat. Și s-a întâmplat, mă, că m-am împiedicat, adică cum? Adică, deci nu mai știa pe... Deci, ai fost relaxat, ce s-a întâmplat? Ai crezut că îl bați, nu? Da, fiind cotat peste el și... Și el a crezut că nu te bate, nu? Da, și a fost surpriză. Dar mi s-a părut că abia ți-a șters... M-a șters un pic și de acolo a pornit tot. Dar cum? Adică, de obicei, adică doar că ți-a atins un pic nasul, ți-a creat o mică... Da. Eu nu știu să explic, nu știu ce s-a întâmplat. Am amețit. Aveai ochelare de soare? Sau... Nu mai vorbeau picioarele cu creierul, știi? Da, practic, crezi că și arbitru a forțat un pic? Ai fi putut la 8 să te întorci? A forțat arbitru puțin sau pur și simplu te-ai muiat? Eu atunci pe moment și m-am uitat la relor de, cred că 10 ori să văd ce s-a întâmplat exact. Și a numărat el până la 8 și mi-a zis continui și am zis da și a zis că nu mă mai lasă. Eu eram supărat atunci, mă mai vreau. Eu voiam atunci și încă îmi doream, dar... M-am uitat pe filmări și cred că nu mai eram capabil. Eram prea amețit, eram așa. Asta se întâmplă când nu neapărat subestimezi, dar când ai încredere prea mare, când ești focusat și nu ești focusat de fapt și nu ești concentrat 100%, mintea joacă feste și se poate se pune așa. Problema să e vor revanșă? Păi eu asta vreau. Dar asta nu se discută ca la Mayweather, la aia, la nu știu ce, bă, facem un meci, dar se negociază și revanșa. Din păcate nu, că noi suntem însemnați cu o promoție, cum era K1 înainte, e Glory care a preluat toate drepturile K1-ului în trecut și promoția respectivă are un matchmaker, un organizator care organizează meciurile și atunci fiind undeva la 20 de luptători în divizia grea, pentru ei e mult mai interesant să creeze fel și fel de meciuri. Și acum, evident, eu de pe locul 1, cu siguranță, am căzut undeva sub locul 2, 3, 4 încolo. Ești pe 4 sau 5? Da, el a urcat așa, înapoi pe după un meci? Așa se pare, nu știu cum calculează ei, că eu sunt de vreo 6-7 ani de zile numai în top 1, 2, Câte 3. Câte vezi că mai faci treaba? Eu zic vreo 2-3 ani, având în vedere că am început foarte târziu. După care îmi doresc foarte tare și cred că se va finaliza chiar sfârșitul anului, începutul anului viitor. Îmi doresc să dau drumul la o academie, să predau și să învăț mai departe ce am învățat eu. Că am început să în România, am avut maestri foarte buni, ulterior m-am școlit și în Olanda, o diferență foarte mare și consider eu că chiar am... cunoștințele necesare încât să... Dacă ai cunoștințe necesare, uite, avem pe unul pe aici care să laudă și să ceartă cu veverițele. Vreau aici în parc avem foarte multe veverițe și a zis, bă, nu vă uitați la mine că eu vă fac pe toți. Da. Și a zis, bă, dacă vine Miron, vreau să arăți cu un profesionist. Bine, e altă categorie, te rog să nu... Categoria super grea sau... Sub... Pană. Ușoară. Categoria super halviță, ca să zic așa, super cutare. Și să facem un mic curs, dragi prieteni, pentru când Beni își va deschide școala aici și vom fi în contact cu el, bineînțeles, să-l ajutăm.
E important să ducă cineva treaba mai departe. De altfel și alți colegi le tăi o astfel de gimuri, cum se zice. Da. Daniele? Da. Haide mă, dacă ai sânge în tine. Eram în Chaplin, puneam o potcoavă. Îmi puneam o potcoavă în mânușă, da. Deci, el se laudă pe aici că nu știu ce. Te rog să spui totuși până explic eu regulile. Pune-ți sacul, frate. O secundă, am și eu de făcut un anunț. Te găsim în stația de autobuz. M-am îmbrăcat în negru în cască, Doamne ferește, să nu mai pierdem vremea. Și am aici să vă las niște chei. Asta e de la butoiul cu murături. Da, da, da. Asta e de la borcanul cu jumări și asta este de la Damigeana cu vin. Le las cu limba de moarte. Cu limba o dăm noi. Da, da, ce, da, avem ceva pregătit și mi-am luat-o din asta ca să nu se lovească el la picior când dă în mine. Deci cât fixăm? 20%? Deci am înțeles că vrea să facem 3 lovituri, da? Da. Da? Cu... Da, vrei să vezi cât de tare... Da, trei intensități diferite, da? 3, da. Deci prima, una moale, Beni. Una moale. Una deci, moale. 30%, hai, pregătește de la 3, te rog. Cât vrei să dau? Hai, domnul Daniel. Prima de pregătire așa, 30%, da? Stai. 30%, ia. 30. Dai low kick sau cum să numești. Low kick, da. La 2, 2... Da, 30%. Eu, 2, 3 și... 30? 30%, da. E bine. Ok. Merge și mai tare? Merge. Hai să vedem un... 50. Un 50. 50? Și... E bun? Ok, bun. Merge? Hai că nu mi-am... Ești ok? Da, hai. Okay. Mai poate? Hai să vedem un 70. Cât vrei? 70? Nu, că ne dăbeam tot jos! Bun, hai. Sunt vrei, dai. Perfect. Ce, mă, lasă! Nu mă lasă! Boca, mă ridic! Pleacă-mă de... Doamne Dumnezeule! Mersi frumos, totul este... E în regulă, stați liniștiți! Deci mă doare și pe mine piciorul. M-a atins puțin piciorul lui și mă resimt și acum, deci. Vă dați seama? Bine, nu e... E o încercare așa de... demo, ca să spun așa, în mod normal, sigur ar fi trebuit să... Câte kilograme ai tocmai? 120, 119. Vă dați seama să vină un tren peste o biată gazelă. Da. Bine, ar trebui să-și imagineze telespectatorii că asta se întâmplă în ring, fără pernă, fără multe, da? Dar cum... Deci îi văd pe unii... Percepția mea este că piciorul gol ar fi mai blând decât... Gleznierele alea pare că sunt mai aspre. Dacă te atinge, nu te și zgârie? Oarecum, în trecut, într-adevăr, te zgâriau, dar promoțiile noi, cum e Glory și UFC, de exemplu, îți interzic să-ți bandajezi glezna cu mai mult de 2 straturi de tifon. Cumva să nu creezi acolo o chestie care să zgârie. Am înțeles, dar pe de altă parte, știi, când, uite, apropo de chei la bătaie, dacă strângi niște chei în mână, pumnul devine mult mai rigid și mai puternic. Dacă el își, sau tu îți rigidizezi, glezna aia nu-i mai... Păi, tocmai asta zic că nu te mai lasă. Mai mult de două... Am înțeles. Și unii totuși, de ce cu piciorul gol? Sunt ei mai confortabil, sunt ei mai bărbați, au impresia că... Dar eu... Se întâmplă să sară glezna de la loc, să umflă, să... mai bine pui un pic de bandaj acolo și o gleznieră, cât măcar să nu sară glezna afară, să poți pleca acasă pe picioarele tale. Zic eu că e mai safe. Mie așa îmi place, acum nu știu, am mai văzut că alții folosesc fără, da. Acum, la ultimul meci la care am văzut, un băiat s-a deschis tibia cu
frapă. Ce-a făcut? Copci. I s-a deschis, a dat un genunchi. Cum îți da, apropo că se lovește, acolo e un pic de piele și păi deja osul. Da, cum da. Se întărește treaba aia să pocnești cu ea? Sincer, nu prea se face întâlnire. Ce mai vedem noi practizări că fac întâlniri cu bâte, cu nu știu păi ce. Și low kick-ul cu ce parte? Cu partea din fața tibiei. Altfel, riști și tu să dai, dacă riști dai în plin cu tibia la jumate, poți să ți se rupă ție. Da, s-a întâmplat ruptură de tibie și peroneu chiar. Chiar la ăla care a dat, nu? Acum 2 ani, cel care a dat. Adversarul a blocat cumva, mai a făcut o pârghie mai. Deci ar trebui să mai renunț eu, că dacă sunt, înseamnă că risc foarte mult la 8 halbe de bere și 20 de mici. Asta. Am simțit eu când mergeam cu tava, nu că le mănânc, da. Mai servesc pe la mese oamenii. Aveam o cârciumă înainte de pandemie, dar deci să mă duc doar cu câte un mic. Câte un mic și câte o bere. Pentru că ai fost învingător în această seară, ți-am pregătit o șapcă. Uitați, aici este Benny. Bine, numele tău, Benny, da. Adegbui. Adegbui și aici scrie Mr. Gentleman. Meu. O reglezi tu. Mulțumesc mult. Așa, dacă nu, eu dai lua la micu. No, păi, te duc la școală? Da? Hop. Mamă, să ne mânesc. Bine? E foarte bine. Mulțumesc frumos, Beni. Mulțumesc.